Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort într-o garsonieră din satul mare. Pentru că nu a mai fost văzut de câteva zile, vecinii au alertat poliția. Există suspiciunea că bărbatul ar fi decedat în casă, motiv pentru care pompierii militari au pătruns în locuința sa, forțând ușa. Aceștia l-au găsit fără suflare în propria locuință, iar medicii, sosiți la fața locului, au constatat decesul. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care sătmăreanul a decedat.